Caralho. Întrerup acest program fantastic pentru a vă anunța că sfatul nostru este, dacă doriți să achiziționați o mașină mai nouă, mai veche, mai de off-road, mai de rally, mai de cum doriți voi, sfatul nostru este să accesați www.carvertical.com pentru a o verifica. Pur și simplu băgați acolo datele mașinii, aveți discount aici în descrierea clipului și verificați dacă mașina are kilometrile alea, a fost lovită, a fost răsturnat, ca să știți, nu ca să nu mai cumpărați, ca să știți. Probabil că îl vedeți în video și ne întrebați ce este un Thread de la Garmin. Este un nou overlander, ca să-i spunem așa, pe care noi l-am primit ca să ne ajute să ne întoarcem în siguranță acasă și să putem descoperi tot felul de drumuri noi. Hai să-l scoatem de aici cumva. Cumva. Așa, trage. Nu pot să trag atât de tare. Trage. Nu, îl stric, mă, frate. Păi nu, ai pus siguranță acum. Acum trage. Așa arată, atât de frumos este, așa se vede cum arată, avem și această antenă de satelit și cu acest buton pentru SOS, dacă plătim un abonament la domnii, putem foarte simplu să trimitem, să vorbim, să înregistrăm prin satelit, să dăm mesaje de ajutor, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, știți, e foarte periculos în zonele care nu este semnal, mai ales când pleci pentru 3 zile, oamenii încep să te caute de-abia peste 3 zile și noi mulțumim Garmin România pentru că sunt partenerii noștri de distracție, cer scuze, în toate nebunile pe care le facem și le experimentăm, după cum o să vedeți și astăzi. Mai vorbim pe parcurs despre el în alte episoade, o să-l vedeți la muncă, o să înregistrăm tracuri, o să facem expediții și o să vi le dăm vouă să mergeți pe tracurile făcute de aparatul ăsta, să vedeți dacă sunt bune sau nu. Tot acest produs îl veți găsi pe shop-ul GTC Auto sau la noi la Stax. Stax.ro/shop, intrați Garmin, avem și Garmin și Osram și o grămadă de bunătăți și aveți parte și de consultanță pe achiziții și o grămadă de lucruri. Nu am eu timp să vă spun câte chestii mișto facem la Stax. Jur! We'll be right back.
Salut! Ce faci? Aici, pe stacul. Pe stacul aici. Anvelopele de iarnă dau de noroi. Ce se întâmplă? Nu mai merg. N-are nimic. Ia zi, mâță! Stai să se vadă și ușa. Ia, ia! Mâță de iarnă! Bă, bune, ne-a aruncat în spatele, bă! Ne-a aruncat în bocantul! Bă, bocantul ai pus? Hai ca am început bine. Haide, mă, că încă una. Motorul ai pus? Nu-i cinetica aia, nu? Nu. Ai? Las-o așa, mă, las-o așa. Salut! Niște... Am uitat să pun blocantul, să pun în... Ce, ce faci acum? Du-te, dracu, du-te! Să văd dacă trece ăsta ca să-l trag înapoi. Cine, mă? Cine, mă? Care rămas. Patrol cu motor de BMW? Nu, dar e... O și meleu, o să treacă tot, o să treacă. Vă supărat. Stați-mi să te rog, stă cu Max Trucks-urile pe mașină. Puneți, ce s-a întâmplat? Pic de noroi? Dacă vă vede internetul cu gropița asta și voi din... râde internetul. Mașini pregătite, auzi, mă? Auzi? Coloane de 20 de mașini și vă vede cu gropița asta și voi faceți... Râde internetul de voi pe gura. Am venit aici că vreau să dau puțin la genunchi. Uitați-vă, mă, păi da, aia, bravo, mă. Hotărât! E bine așa. Nu știu, eu să-i dau tare. We'll be right back.
Da, da, da. Dai, vânta! Mai că e blocat. Normal, era prea ușor. Toată lumea a fost cu ușor, că am trecut. L-a scos. A intrat fără număr, a intrat fără număr. Trage ceva? Ai prins ceva, Filip? Filip! E mare, a? A venit mâta, da, să te țin. A venit o bucată de gheață, mai mare, uite-mă încolo. Ușor, 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 ușor! Treacă repede. Mai are. Dă-te, dă-te, dă-te! Ușor, ușor, ușor! Ușor, da, da, da. Toți banii pe care am avut. Știu! Asta e! Intrat fără număr, calmat. Domnul Ivănescu. Știi? Ivănescovici. Ivănescu. Ce cadru l-a pus așa, n-ai zis. Mașina ta unde vrei, că pleci cu ea? Păi da, dar eu vreau să nu să pleci cu ea, pleci cu a ta. Unde mă să pleci cu a mea? N-ai nicio șansă. Nu. Pe doarme asta, n-ai nicio șansă. Când plec mă cu ea? Cine mai avem? La 6 după amiază, cine, Doamne iartă, mă doarme acolo? Ai eu la mașina mea. Nu doarme nimeni, dar fac patul. Adică întinzi o canapea, o sărăcie de canapea, de aia de navetist obosit, deci tu îmi dai un scaun pe spate și spui că faci patul. Dar nici măcar nu dau scaunele, fac doar așa. Nu mă ating de scaune. Ia, mergem pe ăla. Nu merg așa cu patru. Nu vezi ce n-am sunt eu, ia Iurea să mergem cu patru după noi. Pe scaun, drept. A
Atunci vedem, poate ne desface pomană. Ți-ai pus lanțuri? Da. Mașină, nu-i ți-ai pus lanțuri? Eu le țin în mașină. Ia, ia, ia. Dar unde? Foarte bun. Ce zici, mă, acolo? Ia. Dă-te că vine mortul. Pauza, da, lângă ca vreau, să nu trebuie. Ia zi-mă, frate. El vrea să vadă, mă. Uite așa de jos în sus. El vrea să vadă. Lasă-mă câte filme am făcut. E adevărat sau nu e adevărat? Mai ce, Miche? Aici trebuie, tată. Este dimineață, prima dimineață, am dormit 7 din 10, vechile probleme cu încălzitorul pe aer, în momentul în care se oprește până primește comanda de pornire, se face puțin frig, dar am învățat în somn și aud tac, 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 pompa de tac, 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 vine căldura, nu mai apuc să zic, vine căldura și adorm. Facem planul, micul dejun, pac, pac, frumos, am dat 1.000.000 pe vechi, adică 100 de lei. Pentru ninsoare, ninsoare la trecerea prin râu, ninsoare la foc, ninsoare dimineața, ninsoare la prânz, ninsoare seara. O să ziceți că e puțin, știu că e puțin, dacă dădeam 2 milioane nu mai plecam de aici până la primăvară. Și atunci am zis așa, băi, ți-au dormit bine, semi bine, încălzitoarele au consumat mult, cam 5 litri pe noapte, încălzitoarele astea fake, Webasto. Măță, cum a fost, tată? N-a mers Webasto? A mers, dar mai mult de 11 grade n-a putut. Fac în dimineața, de la abia pe răsărit a făcut 15-16. A fost ok, am dormit în sac. A dormit în sacul ăla de rafia lui. Da, de moldovean. De unde e el? De unde e, mă? De la Vaslui. De la Vaslui. Da, Vaslui, mă, ai Vaslui, gata. Băi, data viitoare nu mai mergi cu noi, că ești de la Vaslui, gata. Ce gătit? Omletă cu tot ce am găsit prin frigider. Este o specialitate a locului, am înțeles. Și cu aromă de eșapament de diesel. Va merge pe Basto aseară? Nu prea a mers. Adică a mers, nu s-a oprit, dar n-a putut să facă mai mult de 10 grade mașina. Cred că din cauza frigului de afară. A pornit okay. Mașina. N-am pornit mașina. Nu? Că ai dormit așa? A bine. Fost 10-11 grade cu sac de dormit, a fost ok. Și îmbrăcat, ceea ce m-a enervat cel mai tare. Ca și caval aici, beware. Ia să vedem. Lasă, de unde aveți omletă? Aveți altă bucătărie? Avem aici, ni l-a livrat-o cineva. Da. Care era, mă? Glovo, pac. Stai un pic, stai un pic, stai un pic. Știi ceva? Era cineva la 8 dimineața cu o bere în mână, pe fundal. Este apă de gură. Hai să o fumăm, spate de dinți. Da. Apă, ne spălăm pe dinți. Băi, mă lucru, cum te trezești, te spălăm pe dinți. Poftă mare. Mulțumim. Mă duc la bucătăria numărul 4. Mort Cuisine. Mort Cuisine. Mort Cuisine. Bă, nu găsesc prin zăpada astea pe aici. Așa o omletă cu zăpadă n-a mai mâncat nimeni. A exagerat ăsta de 1.000.000, cred că a dat ca mult. Nu s-a uitat la bani, nu cred că a mai pus cineva, frate. I-a pus și un pic de zăpadă, așa. Cam rece.
tapita, da, frate. Lasă-mi le tapita. Uite ce are aici. Am sticker, am o omletă gratis. Și pare și Marius sticker pe partea lui, deci avem două sticere, două omlete. Bine, mie nu mi-a dat să pun vrei pe o? Mașină. Vrei ouă? Nu mi-a dat să pun pe mașină. Nu mi-a dat. A luat Bobby O. Băi, am ajuns în anul în care a dus Bobby O. Din 2018 așteptăm pe... Din 2018 așteptăm. Din 2018 vine Bobby cu ouă la camping. Ești nebun? Dar mi-a înghițat cărne. Băgăm, mai avem noi, mai are Ivonescu mașină. Am eu șunca astea, zi ce vrei să-ți aduc. Mă, că avem de toate, mă. Aici ai pui aromă, nu? Bă, știi ce ți-ar trebui, mă, la omletă? Un capac. Să pui frumos să facă. Lăsă așa, măi. Nu, așa să zic. Și ce mai important e berea la omletă. A, și tu ești cu berea. Am mai prins într-o bucătărie la 8 dimineață berea. Am zis că e de spălat pe dinți. Păi da. Ce la rând. Avem grijă. Aveți grijă acolo. Avem grijă, mă, mamă, să nu faceți prostii. Și aveți grijă de Paul. Da, păi Paul știi că face urât, dar hai. Aveți grijă, vă rog. Haide cu Range Rover-ul. Eu stau la mijloc, băi. Băi, 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 dă-te jos, mă. Tu la mijloc? Da, mă, dă-te jos. Toată lumea. Dă-te jos. Ia ușor. Ah, ce frumos, bă, ce frumos. Da, ce mașină, șmecheră, să-mi fac. Range Rover, frate. Fără. Da, mă, fără de-alea. Vorbiți frumos, da? Mă, sensul toată, nu mă vedea. La 2700? Fă și tu un walk around în interior. Hai, avem reglajul farurilor, ceea ce la toate ca nu vechi. Nu vezi ceasul acolo, uite. Ceasul pe vechi? Am întârziat, la 12 trebuia să plecăm. Scrie... Ce fac asta? Nu mai fac nimic. Nimic, că e parcuri acum. Când era pe pernă, făcea. Întâi ăsta. Și după aia, aia spatele. Ia, vorbește cu noi? Da. Da, mă, zice, uite, airbag fault, SRS, traction control, ABS. Și se ridică, atenție. Păi și la ce ne trebuie? ABS și te... Nu, apoi de curse. Hai la raliu. La raliu. Raliu. Să nu dai peste muță. Ia uite pe muță. Ia vezi, ia vezi că prioara. Dracu, ce ai dracu de Homalei. Haide, mă. Doznieci. Urcăm? Aici? Aici? Da. Doar așa la 2700. Am urcat și aici. Hai, la 1500 de ture, vorba aia. De 8. Buceac power. You know what I'm saying? Lasă-o pe liber, Paule, că îți dau eu. Are lemn. Mahon. De cireș. Dar vezi că e lemn. Ești nebun? E lemn, lemn. Cireș. Mahon. Cireș. Cum e asta? Păi da. N-ai voie picioare aici. No. Când deschizi torpedoul, bam, n-ai voie să ai picioarele aici. Dar are cheie, are cheie. Un cui dacă vrei. Păi bai, ori ești boss, ori nici. Să nu-ți fure tamponele. Ce-i făcut? Ce-i făcut, mă? I-ai scos contactul, mă! Cine-ți, mă? Dar nu se poate nu mai pornește la 2700. Dar ce piu e așa? Vorbește cu noi. Îți zice, mă, tot ce, uite ce e back wars de pe stânga față, de poziție, de fază scurtă, de semn. Mi s-a bunit și ăsta, nu? De ieri. Zice da, tot. Back wars ars de ieri. Să cadă spatele, cred. Hai, dă-i. Dă-i, dă-i, dă-i. Păi stai să ne vadă ăsta, să nu calc. Ia uite ce frumos aruncă cu apă, da. Noi facem stânga, Gogo. Fac stânga, cam pe acolo. Păi nu de alta, dar să nu las buroitoarele. Poți să faci și drept. Te duci în spate? Bine, frate. Merge camera? Trece secundele? Treci. Treci. Spune-te. Ce? Ce? Așa, ușor. Ușor, că avem o gheață. Ușor, ce faci valuri. Și mergem, uite așa. Deci, da, bă, știu. Ce mare, mă, frate. Dar uite ce s-a grăbit ăla. Unde, mă? Uite, mă, ce frumoasă e apa, vei? Cristalină. Nu mai la jumate uși, ești de bun. Nu are, mă, treabă, mă. De ce nu prin gheață? Așa nu e nu? Mapă la jumătate auzit. Așa vrei tu prin gheață. Iau prin gheață, dacă așa vrei tu. Ce? S-ai enervat? Da. Mă apucă dracii. Ia, dar a luat-o greșit pe acolo, să știi. Da. Un claxon? Nu e cu drumul ăla. Pe aici, nu? Pe aici. Da, lasă el, a luat-o pe acolo, noi o luăm pe aici. Vezi cu groapa asta, tot așa, între roți. N-ar rău să ne forțăm în ea, ce zic? Au făcut băieții ăștia haos aici, dar mai cu avânt, știi? Adică mai hotărât. Asta, mă. Ce avem, mă? E confortabilă pe spate aici. Hai că e, hai că e. Este, chiar e. Ce frumos, uite, mă, cum v-am dus cu zăpadă, prin brazi. Șmecheria este alta. Să facem. Că da. Nu mai are perne, boss. Dacă avea perne,
Ce mergeam, zici că era coborul. Dormeam toți aici. Căldură e? În mers, în mers dormi. Da, pac, apăreau pernele și... Ce e, mă, e pe perne? Placul mă la cine? Da. Să ne vedem în groapa asta, e ok. Da, ăsta e drumul, Florin. E și Florin cu noi. Da, mă, nu vă temeți. El s-a temut un pic. Eu sunt sigur că s-a temut. Nu temei. Dar cine vorbește cu noi așa? E Mr. Lexor lor. O venit Paul pe aici? O venit Paul pe aici să-l așteptăm? Nu știu. Vei înainte. Vorbește ăsta, mă, zic, reductorul ăștia. Blocanții, toți dracii. Mamă, ăsta e cadrul direct din... Stai, mă, ce film era? Mă uit după Paul. James Bond, pe filmul, mă uit după Paul. Mașina e din James Bond, ești, mă? Da, vrei să ies pe trapă, să fac ceva? Hai că de când am încăzut, simt nevoia să-mi rup spatele din nou. Dar când era Pierce Brosnan tânăr. Vreau să... Suntem pe recirculare sau care e treaba cu abureala asta aici? Ce abureală, mă? Păi uite, să văd pe geamul. Ne burim ca fraierea aia. Ne burim ca fraierea aia. Și vin ăștia, dacă apare un snowmobil lângă noi și bate în geam. Băi, sunteți pe recirculare, mă, fraierilor. Știi? Păi da, mă, boss, ne... Nu vrem să consumăm resurse. Vorba aia. N-are nimic. E de la ei. Ia. Bă, dar ce-i cu suratul ăsta? Ăla e spate, mă, ăsta e geamul în față. Geamul tău. Ăsta e geamul în față. Da. Oh. Nu merge. Deci, e logica e pe dos la englez. Fii atent. Băi, tu ești tâmpit. Da, boss? Eu când m-am urcat prima dată în 2000 într-o sărăcie de-asta la Bavaria, așa e în jos, geamul față. Dă-te, dracu! Puteam să jur că e sus, spate. Știu. Eu am crezut că nu merge geamul, puteam să fac pariu. Da. Bă, s-a pus toate butonele. Nu s-a deschis geamul. Trapa merge? Nu. Nu, dar nici nu vreau să încerc. Ce-am făcut? L-am deschis? Iartă-mă, era invers. Nu vreau să încercați. Nu vrei să încerci? Când voi ajunge la garaj... Ia deschide-i trapa, mă, Dani. Nu! Nu vreau să fac asta. Nu, că rămâne așa, rămâne cabrio. Da, mă, așa, să luăm un copac gogoașă, vreau. Pe centru. Pe mijlocul capotei. Nu ne ajunge. Eu zic că s-ar șerbe. Nu ajunge, boss, avem un strung de la 300 de kg acolo. Știi cum fac zoom? De nu-ți dai seama de aici. Da. E motorul ăla, până trece de motorul ăla, ești nebun, n-are. Gata, niciodată. N-ajunge la voi, dar ajung eu la copac. Mă, tu treci prin parbriz. Direct zoom, ești nebun. Mă duc. Pe aici au trece, Paul? Mă, știi ce da, place aici să simte care? Nu cred, mă. Trucăne toate, nu? Pe aici vine, sigur. Mișto mașina, frumos, a nins. Mișto mașina. Frumos, îmi place. Uite, are și tub de ăsta de răcire, de frâne. Bă, nu? Mergem mai jos, de curse. De curse. Dar nu strigi, mă, ce-i fac? Bine. Am crezut că vrei să o strigi. Să nu o strigi, că după aia avem de mers pe jos, mult. A, chiar așa. Hai, că sunt 2-3 km. A, pai, mai nasul. Mamă, și să trecem prin râu, ești bun? Chiar da, am cizmele, am și o setele groase. Băi, și ce, mă, ne schimbăm direct? Da. Trecem și ne schimbăm. Da. Intrăm în saună. Eu aștept să facem sauna aia. Bă, dar ce ați făcut? Ați oprit căldura sau? S-au deschis geamurile, mă, că i-a luat cu călduri. Să ne dezaburim. Dezaburim. Uite, mă, aici e înghețarul, e? Aproape. Mă, nu, acolo e înghețarul. Hai să trecem. Aici e gheața groasă. Aici ne ține. Acum 2 ani mergeam pe râul ăsta, pe gheață, știi, nebun? Da, mergeam cu mașinile, gen. Noapte. Tare rău de tot. Era blăniță. Bă, da, nici ceva. Da. Ies după după. Dar zic cum ești, nebun, la cap. Gata, am murit și am ajuns în rai, uite. Da, super. Nasol la tine, rai, cam fric. Cam fric în raiul tău. Mi-a arătat și mie un peisaj din Spania, ceva cald. Da, dacă ne băgăm acolo, putem să rămânem. Uite, mă, sunt spectatori aici, e plin. Lemne de foc. Luăm la întoarce. Punem pe plafon. Da, am șufe în spate. Da, i-am dat. Du-te, du-te! Și acum vină și la deal. Merge greu, mă. Nu te-a satisfăcut, este? E frumos și la Rariu. Rariu. Ce faci, mă? Rariu zăpezi? Da. Care, mă, că a trecut un Suzuki, ești nebun. Vin, mă, de grupa B, de astea, bă. Bă. Cu supape, cu fuci. Mi-a plăcut ce era, Talbot? Ce era chestia aia? Camal, ca fiat Camal. Ce era, mă, frate? Urs. Urs, tati. E X. E X, asta nu e, mă. 100. Ce, mă? Ce, el cu spate?
dacă are țin. Feghea! Ta 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 ta. Nervos. Altceva, tată, ca la europene, la mondiale, la... Pulsar! Valuri! Frate! Ce mare, ce mare tulbură! Ca să mă încălzesc! Haide, tată! Frumusețe! L-a luat pe Veto acolo pe cadru, ia uite. Ce frumos, dacă mergea și poziția pe stânga 10 din 10. Asta ai văzut tu? M-a stresat. Să prind și sunet. Fata, fata, dai trage, vezi? Știi ce zic? Fetiția. Cine era? Da, oprea, Cristiana. Aha. Da, trage frumos. Luăm cu noi? Facem un curs. Și păpăut. E drum spre Urlați? Spre Urlați, da. La Albești. Merg și eu la Albești, să trăiți. Da, să trăiți. Costel. Ionuț, pare bine. Ionuț Tom Cruz. Oh, pe dumneavoastră vă știu de la cameră, nu de la televizor. Domnul Ionuț. John. John Wick. John Strong. Asta cu baros, să știi, adică nu te joci. Asta n-a trebuit, că tot m-a strâng, e credinita noastră, n-a trebuit să faci. Ei, și acum să-l învăț eu pe ăsta de mă, unde e mă cu răstâncărat? Unde ești? Vezi că cade trepied. Da mă, păi am mutat și de la un nene acum. Deci normal, cea unul, să faci în așa fel, uite, trepiedul să pune în așa fel. Uite, cât? Asta nu să... El... Te ascunzi, te-ai doar cu mine în corp. O să fie... Nu doamne. Nu doare aici. Nu doare aici. Te-ți pe cameră, domnule, te-ți pe cameră. N-am nici voie. Facem o mâncare într-o ură totală. Nu știu dacă se răsoar, mai avem ce carne pe copii, domnule. Ce ai, mă? Ia. Gata. Nu te uita, nu te uita. Hai, mă, că pot cu o mână. Ia.
Ce pune astea, pune un furtun de la de Webasto să scoată fumul și să facem foc în el? Păi nu faci foc, nu, mă, că te... făcut focul afară. Sub niște pietre. Trebuie puse niște pietre în foc. Ziceam să punem pietrele în foc acolo, da. Ardem pietrele, le încingem, le punem aici și punem zăpadă peste... Peste pietre? Da. Nu multă. Cu lopata, cum? Da, le punem pe lopata. Atac și le băgăm în asta. Hai să facem asta și vedem. Facem, mă, facem. Păi nu facem, nu? Hai. Hai, mă, e o idee bună. Eu m-am dus să strâng cilicul în carne că am vărsat în tot cortul. Și pe mine și pe tricouri. Ăstea cum îi zice... Și pe... Și trage una. Dar trebuie să o facem la nivelul ăsta, adică să intrăm pe burtă. Ia vezi, mă, ia vezi că s-a apucat băieții de treabă, ia. Îmbrăcați un pom. Cu hârtie creponată. Bază pom de forest. Mamă, vine unul acum și ia. Asta trebuie să fie înălțimea ca să putem să-l... Păi da, dar trebuie mai sus, îmi pula pe, stau în genunchi. Păi oricum stai în jos, stai în... Păi ce? Nu poți să mai acoperi. Bine, hai, cum zici tu. Să mă arpe de la când nu trebuie să... Zici ceva. Ce să mai zic, nu mai zic nimic. Faci saună? Da, bineînțeles. 100% ce comentez eu. Tu vrei să testezi cum e ambientul în interior, nu? Da, frate. Am văzut că intră. Parcă... E bine, mă, e bine. E bine, a? E bine, e bine. Bă, aducem și o ușă de termopan aici? Să facem abur, dar... Nu, ne trebuie în primul rând căldură. Păi pietrele trebuie puse pe foc de acum. Îți trebuie 60 de grade la saună. Ei, și tu acum vrei și ambient controlat. Nu faci saună. Păi atunci băgăm un heater de ăla, pe maxim. Adevărat, mă, un heater, de ce nu băgați un heater de ăla? Mamă, heaterul ăla pe benzină, pe gaz? Da. Că nu poți să dai doar folie de-astea. Ține asta un pic. Ia. Auzi, mă duc să caut niște scândurele, ca să le batem aici, un cuie ceva deasupra, ca să ai o bază. Dacă aveți bilet căpă. O bază, pula mea. Uie, am niște șuruburi. Da, să te văd cum ieși de acolo, trebuie să faci acum. Sau tu ții locul de acum. Mamă, știi când ieși de acolo? Mâine. Nu mă, ies, sunt mobil. Bine, cu intratul să vă văd după aia, cum intrați? Ține asta. V-ați gândit la intrare? Da, mă, da, facem ușă. A, pui cu balamale, cu dale. Da. Uite așa un pic. Ia. Trage de soară. Ce ai, mă? Ce e aici, mă, Daniel? Am venit să văd care e treaba, cum se mișcă lucrurile. Oooo, îți place cum e bulează. Ne închidem aici. Intrarea cum? Pe aici? Face ușă. Dar mai trebuie, ușa de la Jeep și o pune aici. Mai trebuie. Nu mai trebuie, că nu mai avem. Dar e ok, mă, cât e, că nu trece. O vârtă după papacul ăla și dă-mi ea înapoi. Sau două, acolo și acolo ducem în ăsta. Da, și acolo așa și bravo. Poți să stau să tai bilete dacă vreți. 10% comision? Nu, du-te așa direct. Trebuie niște crești de brad. Crești de brad, trebuie că pierdem căldură pe jos. Fără ăla. Aici jos punem... Da, eu testez treaba, pierdem căldură pe jos. Paul, uite aici intră... Punem niște rămurele, niște vreascuri și zăpadă peste ele, da? Ok, și de unde l-au zăpadă? Da, aici, de unde vrei. Ok, bine. Dacă zici tu... Așa, hai să vedem ce facem cu asta. Ușa, după ce ai tăiat tu te gândești, acum, da? Da. Băi! Incredibil! N-ai făcut mori. Nu e, mă, bine, mă, așa! Am terminat, mă, că te duce și mix în toate directele. Eu cred că Marin Cranea cred că nu mai gândim. Paule, nu mai gândim! Băi, mor de cald! Mor de cald! Ajutor! Aici dor la noapte, da? Aici dor la noapte. Da, da! Băi, dar poți strânge așa, ai strânsul, n-ai făcut nimic. Ridic-o, mă, băza mea. Bă, dar de ce te grăbești așa, mă, mâncați ești gurat? Da, vrei să faci o treabă? Păi vreau să fac, dar stai un pic, să o lipim, să o facem, să o mulțim. Să lipești, să dai după pomi, după ce îi pui marginile. Ce-i făcut? Foarte margini, ai de ce? După ce îi pui marginea și ai de ce să te lipești? Eu am pus cracat aici. Băi, punile, că plasticul nu se lipește de punii, în pula mea, că nu l-a învățat nimeni să lipească de punii. Păi îl dădeam pe după punii. Nu se duce, stai liniștit. Păi pula mea, până facem mixurile astea, să ducem pulă tot. Păi de-aia spuneam că îți trebuie multă folie. Multă, în pulă multă. Fă-i folii, fă-i colțurile, să ai de ce să lipești. Și pe urmă te poți lipi liniștit. Da, dar nu mai avem obiectul muncii. Facem. Cum facem? Discută constructiv sau ce? Discută. Vezi că era el la gură. Poți să și-a mai intrat și ceva în el. Poți. Ia. S-a rezolvat, mă. Nu se poate. S-a rezolvat, nu se poate. A, pe seama că aici e.
Ha? Da, e ok! Hai, vezi. Uite-vă de aici, că-mi strici. Ăștia sunt pregătiți de... Ia uite aici. Ce-a hulat? Pregătiți de saună. Abia pe urmă dai pe deasupra. Aici, da. Da, da, pe acolo, pe acolo. Da, da, dai pe acolo. Pe acolo trebuie, exact. N-are un nimic. Nu o lasă puțin pe lângă, da? Bă, așa să faci. Ne tragem de ea, așa, mă, ia, ia, stai mă, dă-o înapoi. Ia, Dani. Dar nu mai dați și tu pomul, dați și jos. Frumoasă vitrină, băgăm pui aici, ce băgăm? Da. Și oameni, hate. Da, da, Paule, vrei să transformăm chestia asta într-un iglu de la semicerc? Nu. Bagă-te înăuntru de o bășină să mă rog, dacă nu se face, perfect. Schimba lor. Vine, mai? Hai, aici, aici fac, aici fac treaba cu asta. Două la mine. Ba, cum te zici acum? Ce ai, mă, lucrare aici, nu? Eu zic că trebuia ruptă. Nu, nu. Și dată venit în jos cu la jumate. Mai lasă-ne, mă, știi tu tot, bă, dar tu știi, bă, frate, n-ai văzut așa ceva. Ia de acolo, ia. Ia de aici, ia înapoi. Eu în continuare vreau să știu cum faceți. Unde e ușa? Dă-o acolo, ușa, ușa e importantă, cum o faceți? Hai, dă-i la mine, dă-i. Punem niște crești de brad, mă, punem ceva, două morții de ușă. Aaaa, păi da, ce faci, mă? Două parte, aici, aici, aici. A rămas o gaură, trebuie dus în partea acolo. Hai, Silviu, trage. Da, mă, fix o gaură a rămas. Trage, Silviu. Hai, mă, calmați-vă, că o facem simplă, mă. Gata? Vreau să văd mult optimism, așa, așa. Ia uite cum este, mă. Bă, dacă vreți să o punem aici, nara, aduce și voi tăia niște crengi. Sunt tăiate! Bravo, 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 mâță! Hai, mă, dă-i. Pietre, a pus cineva la foc? Dă-o aici în bangun. Mâine face saună. Mâine face saună? Ia, 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 ia. Aici lucrare, mai. Trage, bagă una aici. Cât sunteți? 2, 4, 6, 8 ingineri. Rupe-o de aici, rog frumos. Rupe-o de aici un pic. Nu e șef, dau la mână. Dau scule la mână. Băi, rupe, rupe de aici. Nu merge, mă, dacă o rup, nu o să mai aibă rezistență. Jur. Cine nu s-o rupe? Da. Nu s-o rupe nimeni. Păi nod. Bă, nu s-o rupe nimeni în seara asta, mă. Bă, ce aveți, mă? Bă, nu s-o rupe nimeni. Pe aici după care să stea de prima oară. Da, mă, să stau, să stau bipuri acum. Nu e bine, nu e bine, nu e bine. În bip. Băi, gaură pe aici, trebuie să închizi gaura ta. Hai, dă-o de pe aici. Ia uite pe mână, pe ăsta. Ia uite, mă. Ce ai, mă? Așa. Închizi totul, e ferecat. De aici mai e o gaură. Asta din ce se considerată în mă sufoc! Și aici ai gaură. Aici gaură, băi. Aici gaură, băi. N-are nimic, o astupăm. Pune-mi crești de brad. Mamă, ce lucrare aici, Simeon. Vezi cu vedere la râu. Vedere la râu? Iei 80 de euro pe metru. Da, ușa, ușa? Lasă-o, mă, dă-o dracu, aici tu un of cu ușa aia, o-mi faci un... Ți-ai bătut joc de folie, de-aia am of. Că ți-ai bătut joc de folie. O faci. Are un of. Da, uite, asta e prea mult, stai așa. Bă, bă! Ia uite, bă, ăla cu mâna acolo, ăsta cu poporul mâna lui chiar. Dă-i și lua asta aici, auzi, dă-i și lua asta. Nu știu, mă, ia lui Morcu, a lăsat-o aici. Gata, mă, te am pe film, te dau, te dau la poliție că te-ai pun. Eu? Nu, tu ăla. Nu-i cu noi. Mamă, filmări 92, direct astea sunt. Să-i faci filmuri. Băi, să scot caseta, mă. Să faci filmuri de la cuscame. Da, mi-s taburile în chila. Taburile în chila. Ia, cum arată cărnii? Domnul Adrian, ce faceți? E bine, domnul. Uite unde dormeam noaptea asta, ia. Trebuie să aibă crăci doar sus, unde n-are el. O doabă. Dă-i-mă. Reclama. E... Cum e, mă, s-a încălzit? Sper saună să-mi bag până, da, s-a încălzit. Mai puteți? Da. Băi, bă, vreau să faceți o daia, mă, să pot să blurez. Stai, mă, așa să... E de la ușă, mă. Stai, mă, așa. Ia, vezi, mă. Doamne. Așa. Gata, mă. Așa. Avem și lumină aici, de bun? Da, și... Dar da, scaunele de ce nu vi le-ați luat? Frate. Bă, dar de respirat, cum respirați? Păi,
E frig. Uite, intră aer pe aici, de exemplu, mult. La ușa lui Paul. Da, spus voi și voi, fermoar, la ușa. Invers. Eu vreau așa. Paul. Nu e, mă, că ai spus să vă dai ce rup spatele, să dau un aur. Era prins acolo. Ce, dar nu e cald. Trebuie... Și de gărburii cinci. Da, mă, e tanșată bine. E tanșată și pe jos și aia și aia și pietre cu arzător din nou, frumos. Și stropi cu apă. Data viitoare. Ia să facem niște căldură. Nu trebuie roabă, oale. Mai multă folie. Știm. Data viitoare avem ce face. Păi nu face. Dar se face cald nici de bun. Se face. E cald aici. Dar acolo ce aveți? N-aveți nimic, aveți o gaură. Ciorapi. Ce? Ce e acolo acolo? O gaură. Acolo, da. Păi da, mă, la căldura stă sus, mă. Vreau să duce sus la cap. Hai, mă, veniți încoace dacă vreți, la căldură să nu... Dar ce până ai tu, e Spider-Man, să faci saună ca Spider-Man? Vezi, data viitoare să faci și mai înaltă, mă, să nici nu-i picioare. Sunt cu cucete și ea. Da, mă, urmă, picioare. Urmă de cald, ești nebun? Ha? Da. Nu e bine? Ba, aș veni și eu, dar mă bufnește râsul. Intră, mă, acolo! Păi, da, n-ai nimic! Îți trebuie doar o butelie, un încălzitor și o folie și un topor să tai și n-ai nimic! Păi, dar dacă îl găsești aici, da, aici nu e treabă. Păi ce vrei, mă, să fac? Nimic! Măcar miroase bine. Gata, m-ați făcut și saună? Mai puteți? Nu cred. Nu. Hai, ieșiți, săriți în zăpadă acum! Deja simțim că ne deshidratăm. Săriți în zăpadă acum! Acum mergem la râu. Hai! Mergeți la râu și căutați pietre. Și aruncă butelia în râu. Gata, m-ați făcut și saună. Gata, păi am transpirat. Nu poți să stai, e prea... Gata, mă, s-a făcut și saună. Da. Stai să deschid, stai așa, dă-te, dă-te. Haideți în sauna asta, adevărat. Ninge, să ninge. Băi, Musa. Ăla de la... Să trăiți. Vine a venit pe la noi. Bă, ce să stau bine? T-ai destrâns, n-ai de făcut, te urci în mașină, cheie și la revedere, da? Hai? Bă, noi am zis că nici nu mai strângem cortul. Ninge? Aici. Grav. Ai auzit, mă? De toți banii lui ăsta, Micu. Ai auzit, mă? Da? Ce-i, mă? Nu mai strângem cortul ăsta, lăsăm aici. Luăm altul la an. Nu are rost. Dar de ce mai luăm altul? Că rămâne aici. 7 TV 8, nu mai strâng cortul, mâță să strângi cortul. Eu l-am strâns. Și pe ăsta. Da. Și da. Tot. Uite, stat, uite-te la Tomă, uite-te la Tomă. Ai mâncat clătite, ai mâncat, nu? Azi deci nu se mai vede porbagajul. Se vede porbagajul. Ce ajutor de nădejde aici. Da? Dar ai un ban, dar trebuie să-ți și vadă. Mai oprească la colțul ăla, să mai vede să vadă. Da? Dar ai un ban, dar trebuie să-ți și vadă. Toma! Dar cred că ai intrat și pe dedesubt, trebuie să bagi un pic acolo. Nu, frate, m-a fi ca să-l leg în sacul de pe noi. Da. Și să fac puțin strip. Da. A pornit BMW-ul, doamnelor și domnilor. Așa mai fac ele la frig. Ne-a omorât sufrageria, frate. Ne-a distrus sufrageria. Fugi! Da. Legale, da. Mâță e gay, da? Deci, toată lumea să știe, hai, mâță e gay. Toată lumea, lumea, băi, mă, ce uitați-vă la ce pula! Gata, mă, mâță e gay, hai! Băi! Băi!
Trenul accelerat de Constanța pleacă din gara de nord la 9:15. Toți pasagerii la bord. Mergeți, domnul? Mergem la? La Urlați. La, bun. La Urlați. Urlați mai încet, vă rog. Spuneți, vreți să trec eu sau ce ziceți pe stație? Nu, mie mi s-a rupt antena. Doar aud, cred că aud. Trece Paul, nu contează. Da? Da, Paul sau... Eu ziceam să stau în fața Duster-ului și cu șufa pusă, dacă rămâne la pragul de la urcare să-l... Da, da, da. Da, nu rămâne, da. Domnule, trece unde ai urcat? Are un metru. Un metruț de apă. E micuț, e micuț față de ieri. Da. Aici mi-a fost gheața asta la mare. Sau s-a în centimetru gheață la mare. Fără blocant. Pe Ociu, ce mă, pe Ociu? Avem o ușă deschisă. Noi? Noi, da. Nu știu care. Cred că e aia cu garnitura. Avem o pară mai șmecher. Da. Ia, ai tras și frâna de mână. Da, pe loc de el. De ce nu plec așa să fie în față? Dar vrei să mute mașină? Mulți să încercați să mutați mașină mai în față. Mutați mașinile de aici, frate. Unde așa au dus eu? De ce nu plecați? Dă-i, dă-i, dă-i! Gata, gata, gata. Oprează, să-l oprească cineva mânca.
mai zice. Ce face alvelopa? Da, cu șumflă. Ok. Aia, opria, termina, gata. Hai, hai să mergem atunci, hai. Să ne punem în mișcare ușor, ușor. Hai, da. Hai, da. Da, asta a fost episodul, nu? Da, ăsta a fost episodul. Ne-am distrat, am învățat lucruri noi. Ne trebuie generator, ne trebuie webasto, ne trebuie multe lucruri. Aș renunța la partea de baterii și panouri solare. Aș investi într-un generator care produce el curent pe benzină sau motorină pe care o poți cumpăra de peste tot. Partea cu baterie e puțin mai neplăcută, pentru că dacă nu e soare, n-ai de unde încărca și... Deci un generator face treabă. Vedem tura următoare, că progresăm.